Într-adevăr, colegii m-au băgat într-un sondaj făcut de ei și nu știu cum l-au făcut, la primărie. M-au întrebat? Da, m-au întrebat și le-am dat un răspuns din asta. Nu mă interesează, dar dacă vreți voi să mă băgați, nu e nicio problemă. Deci, evazivă. Deci, pe mine mă interesează și v-am spus de multe ori și mă repet, nu e nicio problemă, mă interesează Consiliul Județean, asta i-a spus și domnul președinte, lupt pentru asta și cel mai bun lupt ca sondajul de opinie să fie unul foarte serios, făcut de București și probabil că o să fie undeva în toamnă. Deci mă interesează Consiliul Județean, nu primăria lui București. De ce credeți că nu a fost de ce se finanță în Consiliul Județean? Cineva poziția noastră pe listă în Consiliul Județean, nu s-o dar, trebuie să... N-aș vrea să spun că asta, pentru că aș răspunde foarte... Atunci cum explicați noastră că nu sunteți pentru Consiliul Județean? Pentru că a fost un sondaj făcut pe genunchi și care nu este reprezentativ, care nu e luat în seamă de mine și cred că de mulți. Mi-a spus, domnule Voi, dacă doriți Consiliul Județean președinte, ce v-a spus? Da. Mi-a spus de lista... Da, dacă dumneavoastră vi se pare normal ca în interiorul unui partid, membrii unui consiliu de administrație, să fie votați în ședință sau să se discute acea listă? Nu. Deci, în primul rând că eu niciodată nu am luat poziție de un singur om să meargă într-un consiliu de administrație sau să meargă pe o funcție. Deci niciodată n-am propus pe nimeni. Pentru că și dacă l-am propus, a avut probleme. Singurul om pe care l-am promovat foarte mult a fost Bogdan Pistol, care l-a promovat și după care știți foarte bine cât scandal a fost. Deci singurul om care am considerat că poate, că a dovedit atât politic cât și prin acțiunile lor, că, acțiunilor lui, că poate să fie un om foarte bun și să crească, fiind destul de tânăr și are de învățat, are multe de învățat, și uite ce i s-a întâmplat. Deci eu nu sunt de acord, dar subliniez. Totuși, listele acestea sunt unele foarte mari și oameni competenți. Iar noi ar trebui, birou politic, să fie responsabil și să aleagă din acea listă oameni cei mai buni, care să înțeleagă foarte bine ce înseamnă un consiliu de administrație. Și foarte detaliat, domniță, cum s-a făcut selecția pentru ce covar? Eu nu am făcut, nu am fost la votarea acestui. Domnul Popescu, erați în ședința cu consilierii județeni atunci? Erați. Selecția pentru CET Govora s-a făcut în baza legislației, adică, să vă spun foarte pe scurt, în baza OUG 109. Este o firmă selectată din vreo 54 sau 48 de firme de către vechea conducere a Consiliului Județean. Nu mai știu cum se numește firma, au analizat, dacă nu mă înșel, 11 sau 13 dosare de candidatură și au fost aleși anumiți membri. Faptul că am discutat s-a discutat în grupul nostru, s-a discutat despre cine sunt candidați, pentru că deja informațiile erau publice. Am luat și noi acte cine și-a depus dosarul de candidatură la funcția de administrator al CET Govora la momentul respectiv. Cred că lucrul acesta l-au făcut și celelalte două grupuri ale consilierilor județeni. În momentul în care se știau cine sunt candidații și vreau să vă spun, dacă putem să mergem la acea hotărâre de Consiliu Județean în care s-au votat respectivele persoane, o să vedeți că votul a fost în urma punctajului întocmit de către acea firmă pe care nici nu o cunosc, nici nu știu dacă o cunoaște vreunul dintre colegii mei, am impresia că este de la București. Nu vreau să mă duc efectiv că Consiliul Județean vreau să rămâne